Această rubrică vă este oferită cu sprijinul Dentalis. Bine v-am găsit, dragi privitori! Astăzi discutăm despre sinuzita maxilară de cauză dentară, iar invitatul meu este conferențiar universitar dr. Alexandru Nemțoi, medic primar chirurgie orală și maxilofacială. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Astăzi vom discuta despre acest subiect, pentru că sunt persoane care au probleme dentare și la un moment dat se trezește și cu sinuzită maxilară. Ce este sinuzita maxilară? Sinuzita maxilară este o inflamație și o infecție care se manifestă la nivelul unei structuri anatomice intitulată sinus maxilar. Sinusurile, în general, sunt niște cavități aerice care ne ajută atât în ușurarea cutiei craniene, dar și în filtrarea aerului pe care îl inspirăm. Și atunci când aceste impurități ajung și există un dezechilibru la nivel local, cu o imunitate scăzută, răceli frecvente, mai ales în acest sezon rece, se poate dezvolta o inflamație care ulterior poate evolua și ajunge într-o sinuzită complicată. Exact. Doar că de cele mai multe ori când avem probleme sinusale, noi avem tendința să ne prezentăm la medicul de specialitate ORL, care este cel care tratează aceste sinuzite, dar de multe ori aceste sinuzite nu sunt de cauză, cum spunem, rinogen, adică de cauza nasului sau de cauza unor alte afecțiuni care sunt diagnosticate și tratate de medicul orelist, ci de infecțiile dentare, pentru că aceste cavități sunt în proximitatea dinților maxilari și atunci multe infecții pe care ajungem să fie tratate la medicul stomatolog, nu tot timpul acesta va reuși să finalizeze tratamentul. Deci ține și de partea stomatologică și partea ORL. Iar noi, chirurgii maxilofaciali, suntem, să spunem, intermediare între medicii oreliști în acest context și stomatologi atunci când cauza este dentară. Pentru că în momentul în care avem o sinuzită maxilară de cauză dentară, trebuie tratată și cauza, adică fie tratamentul stomatologic prin tratament de canal corespunzător sau extracția acelui dinte, cât și sinusul maxilar. Și atunci trebuie un tratament complet, și cauză și efect. Și multidisciplinar, că ține și de cealaltă disciplină. Bineînțeles. Care sunt simptomele pentru sinuzita maxilară? Pentru orice sinuzită și implicit pentru sinuzita maxilară, în primul rând, dureri de cap, amețeli, un miros fetid, un miros urât, care îl putem resimți atât la nivelul cavității orale, cât și la nivelul nasului, o senzație de greutate, adică ceva e plin la nivelul feței, ne ține atunci când aplecăm capul în față, scurgeri chiar, fără să fim răciți de la nivelul foselor nazale, și toate aceste elemente ne îndreaptă către un medic. Cum poate să influențeze, știu eu, infecția în acest caz? Infecția e destul de periculoasă, pentru că, ca și localizare, sinusul maxilar este undeva între față și baza cranului. Și din experiența pe care am avut-o de-a cursul a câtorva ani într-un spital de neurochirurgie, am văzut chiar pacienți cu sinuzite maxilare complicate, evoluate spre alte sinusuri și ajuns până în creier, cu abcese cerebrale. Și atunci, chiar și de la infecția dentară care poate determina această sinuzită maxilară, se poate ajunge la un stadiu așa de complicat încât să pună viața în pericol. De asta trebuie să avem grijă, să mergem din timp, să ne prezentăm și să tratăm aceste probleme. Ce legătură există între sănătatea dinților de la nivelul maxilarului și sinusurile maxilare? Legătura, în primul rând, este o legătură morfologic, anatomică. Sunt situații în care noi putem avea rădăcinele acestor dinți maxilari în plin sinus maxilar, da? Adică în plină cavitate. Inflamate. Și atunci orice infecție, orice abces dentar, vă dați seama că se va manifesta în interiorul sinusului maxilar. Sau chiar dacă nu sunt în plin sinus, legătura apropiată, structura osoasă care este infectată și care vine în proximitatea sinusului, imediat se poate transmite. Deci legătura prin raport direct sau foarte apropiat dacă vorbim de un raport indirect. Cât de frecvent apar cazurile de sinuzită maxilară la infecțiile dentare? De cele mai multe ori sinusul va reacționa. Deci în momentul în care avem un premolar sau un molar cu o problemă, imediat sinusul maxilar va reacționa prin inflamarea ușoară a mucoasei care o tapetează sau apariția unui chistuleț la acel nivel. Deci tot timpul. Deci este un raport sau un procent destul de mare.
Ce tipuri de proceduri dentare pot crește riscul de sinuzită maxilară? Există și acest risc să mergem la un medic stomatolog să ni se facă o extracție dentară pe acest dinte maxilar, care poate fi un premolar sau un molar sau chiar un canin, și în momentul în urma extracției să rezulte o comunicare. Pentru că, vă spuneam, raportul este așa de strâns încât în momentul în care am scos dintele, efectiv scoatem ca un dop și rămâne o comunicare între sinusul maxilar, care în mod normal ar trebui să fie o cavitate curată, și cavitatea orală, care de obicei este o cavitate murdară. Și atunci tot ce este în gură va ajunge în acea cavitate numită sinusul maxilar. Și atunci, clar, da, poate apărea o problemă determinată prin această manoperă. Se poate preveni? Se poate preveni odată prin blândețea pe care o facem în manopera extracției, dar de multe ori chiar și cu blândețe o putem preveni doar să avertizăm pacientul că se va întâmpla acest lucru și să fim cunoscători de următoarea etapă pe care trebuie să o parcurgem și să închidem acea comunicare. Sigilarea respectivă cu mucoasă gingivală din apropiere, și atunci medicul stomatolog trebuie să aibă aceste competențe chirurgicale. Se dă și tratament medicamentos, bineînțeles, antibiotic? Antibiotic, antiinflamatoare, în funcție de situație. Cum pot pacienții, pe lângă prevenție, să știe cum să-și depisteze că au această infecție? De cele mai multe ori, infecția este asimptomatică. Sunt foarte mulți pacienți cu probleme stomatologice și la în urma efectuării unei radiografii putem constata, deci fie prezența, face radiografie? O radiografie specifică de sinusuri sau chiar un computer tomograf specific sinusurilor. Ortopantomografia ajută în acest... Ortopantomografia nu este o radiografie de elecție pentru sinusuri, este doar pentru structurile dentare. Pe ea se poate vedea sinusul, dar datorită unor suprapunere anatomice nu poate fi vizualizat corespunzător. Deci o radiografie de sinusuri țintită de craniu sau mai nou un computer tomograf. Și în momentul de față avem acces la o mulțime de explorări cu costuri scăzute sau chiar decontate de casa de asigurări în anumite situații și putem vedea tridimensional sinusurile. Și atunci putem constata chiar și prezența unor leziuni asimptomatice care se dezvoltă la nivelul sinusurilor. Să zicem, măsuri de igienă orală care să poată preveni apariția sau să poată să, după intervenția chirurgicală, ca să ne ajungem, bineînțeles, la o sinuzită maxilară de cauză dentară, în primul rând trebuie să avem o igienă orală corespunzătoare, prezentări la medicul stomatolog regulate și astfel să prevenim. Dar în același timp există și o igienă a cavității nazale pe care putem să o realizăm și aici medicii oraliști o pot recomanda, chiar dacă nu avem o problemă dentară. Da. Și ca și riscuri asociate cu tratamentele dentare necorespunzătoare, ce putem să spunem privitorilor noștri? În primul rând, tratamentul de canal care trebuie făcut corespunzător ca să anihileze orice altă infecție care se poate complica, deci este important să fie făcut. De asemenea, medicul care realizează orice tip de tratament, că vorbim de tratamentul de canal sau extracția dentară, cum v-am spus, trebuie să știe orice procedură în cazul în care va apărea o complicație sau să colaboreze cu un chirurg oral sau chiar maxilofacial care să intervină la timpul potrivit, pentru că și acea comunicare despre care vă spuneam între sinus și gură trebuie intervenit într-un anumit interval de timp ca să nu se infecteze sinusul respectiv, chiar dacă se întâmplă și nu suntem pregătiți în momentul respectiv în cabinet. Și atunci există nevoie de această, cum spuneați dumneavoastră, multidisciplinaritate, pentru că în felul acesta succesul crește. Multe persoane își pun implant dentar. Există riscul după un implant dentar de sinuzită maxilară? Da, și bine că ați deschis subiectul ăsta, că de multe ori ca să punem un implant dentar în această zonă laterală a maxilarului, este nevoie de o adiție de os specifică în care se pătrunde în sinusul maxilar și se introduce o grefă osoasă. Da. Și de multe ori, prin această introducere a grefei osoase, noi reducem volumul sinusului ca volum aeric și se creează un dezechilibru care se poate transforma într-o reacție inflamatorie. Deci este nevoie și de chirurg? Este nevoie de antibioterapie, post această procedură sau utilizarea antiinflamatoarelor și pacientul trebuie monitorizat. Deci inclusiv în genul acesta de intervenție poate să apară sinuzita maxilară. O poate face un stomatolog sau este nevoie de chirurg maxilofacial? Pentru adițiile de os care sunt realizate în sinusul maxilar este nevoie de chirurgul dento-alveolar, care este medicul stomatolog cu pregătire de 3 ani în chirurgie, sau chirurg oromaxilofacial, așa cum sunt eu sau alți colegi din breasla mea. Cum influențează poziția dinților, să zicem, de la nivelul maxilarului, riscul de sinuzită?
Așa cum am spus și mai devreme, sunt situații și situații la fiecare individ. Un exemplu este prezența unor dinți cu rădăcinile care plonjează direct în sinusul maxilar. Este o reacție critică atunci când vom lucra pe un dinte de asemenea fel, dar în același timp, de cele mai multe ori, chiar dacă sunt și la distanță, pentru organismul este un tot unitar, inflamația, infecția poate evolua și ajunge până în sinusul maxilar. Și atunci marea grijă este când vorbim de molar, de premolar și uneori chiar și de canin care sunt în proximitatea sinusului. Pentru că anatomia este variată, noi suntem individuali, chiar dacă și dumneavoastră și eu avem sinusuri maxilare, dar sunt diferite ca și formă, ca și cantitatea aerică și cu raportul care l-au cu dinții și unici, bineînțeles. Și unici, da. Să zicem că sunt pacienți care suferă de infecții dentare recurente. Aceștia pot beneficia de implant? Aici, referitor la infecțiile recurente, de cele mai multe ori, infecția care se produce la un dinte, vorbim de un spațiu microscopic, de multiple canale care sunt în dinte și care nu pot fi identificate de medicul stomatolog și atunci rămân porțiuni netratate. Acestea pot fi sigilate cumva? Pot fi sigilate folosind mijloace moderne, de la utilizarea tot felul de dispozitive medicale până la utilizarea microscopului dentar. Și chiar și în aceste condiții de multe ori se ajunge că văd și eu în cabinet când mi se prezintă pacienți să extrag un dinte care este tratat, clinic, suferă, dar radiografic totul este corespunzător. Sigur undeva nu a putut fi identificat chiar și cu această tehnologie modernă un rest, o infecție minoră. Și depinde și reacția pacientului, că fiecare percepem diferit. Și atunci, din păcate, sunt și aceste situații extreme, să spunem, da, în care se va ajunge la extracție și atunci se va recomanda un implant dentar care se poate insera imediat, dacă permite situația, atât din punct de vedere a ofertei osoase, deci dar imediat, și a infecției. De imediat după ce este extras, se poate pune implantul? Bineînțeles că se poate, dacă permite osul și dacă nu există o infecție acută dacă la acel nivel. Și infecție, sau dacă poate fi curățat osul respectiv. Sau, depinde de foarte multe situații. De cele mai multe ori se poate, dar sunt și situații, da, extreme în care se temporizează, se lasă câteva luni să se vindece și ulterior se va dacă este putea reinterveni. Infecție, clar se tratează, exact, și după aceea se intervine. Să vedem opțiunile de tratament pentru sinuzita maxilară. Spuneați că se poate trata cu antibiotice. Opțiunile de tratament, cel puțin în sinuzita maxilară de cauză dentară, în primul rând este tratarea cauzei, a dintelui care determină această foarte infecție. Bine. Pentru că dacă tratăm doar sinuzita cu antibiotic, da, nu, tot timpul va recidiva. Și acel pacient va reveni și va reveni. Deci până nu tratăm această cauză, cu medicul stomatolog sau cu chirurgul maxilofacial, nu se va rezolva. Ce spunem de proteze și punți? În acest caz mă refer la lucrările dentare de mare amploare și dacă acestea pot duce la sinuzită maxilară. În momentul în care vorbim de o restaurare protetică, de o lucrare dentară, de cele mai multe ori ea se realizează pe niște dinți care sunt tratați pe canal. Atâta timp cât tratamentul este corespunzător și nu există posibilitatea să recidiveze vreo infecție, nu se va întâmpla absolut nimic. Dar dacă, așa cum spuneam de multe ori, chiar după tratamente corespunzătoare, există situații particulare, clar se poate ajunge și la o infecție care să evolueze spre o sinuzită maxilară. Care este relația dintre parodontită și sinuzita maxilară? Parodontita, de fapt, este infecția dintelui sau infecția nu a dintelui, a țesutului înconjurător al dintelui, da? Adică a țesutului care susține dintele în os. Și în momentul în care vorbim de parodontită, putem spune parodontită apicală, care este o infecție la vârful rădăcinii și asta de cele mai multe ori se dezvoltă și evoluează spre sinusul maxilar, formându-se un granulom, un chist și așa mai departe, sau parodontita marginală. Parodontita marginală este ceea ce cunoaștem noi ca parodontoză sau parodontopatie, adică marginea gingivală care este inflamată. Și aia la fel se poate complica încât să determine o sinuzită maxilară. Deci inflamațiile gingiilor pot contribui la așa ceva. Bineînțeles, pentru că există și mixtură între ele, leziuni care le spunem endoparodontale, adică ceea ce este în dinte, da, se complică cu acest acces apical, cu această parodontită apicală, care se poate combina prin evoluție și cu porțiunea marginală a dintelui. Și atunci este o leziune complexă care va avea ca final extracția dintelui de cele mai multe ori. Și tot vorbeam de parodontoză și știu persoane care au parodontoză și care își pierd dinții. Ce le putem spune acestor oameni?
sau măcar să facem prevenție, să nu da. Fie pe termen lung acest Mulți lucru. Mulți dintre pacienții cu parodontoză au chiar o afecțiune asimptomatică, adică nu neapărat au abcese, infecție de ani de zile. Există o rezorpție din punct de vedere fiziologic. Noi, pe măsură ce îmbătrânim, gingia, osul se retrage și la un moment dat pierdem structura dentară care poate fi indemnă, adică fără leziune carioasă, fără altă afectare. Și asta e situația cea mai frecventă la pacienți. Prevenția care trebuie să o facem este controle regulate. Deci am colegi parodontologi care își cheamă pacienții și lunar și la 3 luni, nu la 6 luni sau la 12 luni, pentru a face o întreținere, un detartraj, un periaj, un curetaj, ca să lungească viața. Dar asta nu înseamnă că toate aceste prezentări înseamnă salvarea dinților, ci prelungirea momentului în care se face cea extracția respectivă. Este foarte important să păstrăm structura osoasă, pentru că în momentul de față îmi vin pacienți din ce în ce mai tineri, la 25 de ani, 30 de ani, care nu mai au dinți și vor implanturi dentare. Iar ultimul aspect pe care îl relatez, ok, un implant undeva la 25 de ani, 30 de ani poate supraviețui, pentru că și osul în jurul implantului se va rezorbi, se va retrage. Și atunci mă gândesc ce o să facem peste 20 de ani cu dumneavoastră, peste 30 de ani. Tehnologia. Dar așteptăm și tehnologia să evolueze. Deja aveam și alte tipuri de implanturi care sunt pe piață acum, cum sunt cele customizate sau custom made. Dar vom vedea ce mai urmează. Așa cum v-am mai spus probabil și în emisiunile trecute, așteptăm să implantăm muguri dentari să crească așa. Ar fi excelent, da, ar fi. Să ne crească dinții exact. La 30 de la 30 ani, să vedem dinții, da, dinți sau la 50 noi. De ani, sau la da. 60 de ani. Sau cum mă mai amuz uneori, mai vine câte un pacient de 70-80 de ani care îmi spune, îmi crește un dinte acum. De fapt, este un dinte care a fost format în viața, în perioada de adult, de adolescent, un dinte care n-a putut să erupă din motive, nu știu, de poziții mecanice și acum, prin rezorpția osului, există o erupție pasivă. Deci, efectiv, se topește osul, ca să zic așa, și dintele apare în gură. Nu-i cazul de a crește un dinte la 70-80 de ani. Calciu este foarte indicat, nu? Pentru important, tot ce este os. Pentru tot ce înseamnă metabolismul osului. Calciu, fosfor. Deci fac parte din metabolismul osului. Ar fi bine pacienții să consume calciu, să consume vitamina D. Și mai ales doamnele care după menopauză intră și la osteoporoză, multe dintre exact. Ele, să zicem așa, și această osteoporoză se manifestă și la nivelul maxilarelor. Da. Și este important să avem o densitate bună atunci când vorbim de un tratament cu implant dentar. Cu ce sfaturi de prevenție încheiem emisiunea de astăzi? Sfatul de prevenție, în primul rând, este să avem grijă de igiena orală a cavității. Da? Să mergem regulat la medicul stomatolog. Să avem încredere, nu? Și să ne alegem medicul în care să avem încredere, exact. Și la indicația lui să ajungem la medicul parodontolog, la medicul chirurg, de câte ori este necesar, sau medicul orelist, ca să putem trata în echipă această sinuzită maxilară. Ca de fiecare dată vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de emisiunile TV Intermedia. Până data viitoare, prețuiți sănătatea. Numai bine! Această rubrică v-a fost oferită cu sprijinul Dentalis.